Bine v-am regăsit la prognoza runelor. Haideți să vedem pentru intervalul următor, adică 9-15 ianuarie, ce surprize ne oferă runele pentru fiecare zodie. Știu că sunteți nerăbdători și eu sunt la fel de nerăbdător ca voi și sper că, eu nu sper, aproape sunt convins că runele ne vor oferi acele lucruri de care chiar avem nevoie. Sau mai bine zis, ne vor oferi acele lucruri care trebuie să se întâmple la fiecare zodie. Așa se face, nu? Hai să vedem berbecul. Berbecul, frumos, în intervalul ăsta e sfătuit berbecul să dea la o parte toate problemele și grijile legate de trecut. Să lase necazurile în urmă, să se pregătească pentru o săptămână mult mai bună, dar nu numai pentru o săptămână, și pentru un an. E cu bătaie lung, o rună puternică. Deci, sfatul e, detașați-vă de toate răutățile și toate necazurile din tot ce ați trecut, nu vă mai uitați în urmă și așteptați acele lucruri bune care vin la voi în casa berbecului. Mergem la nativul Taur. Taurul, în intervalul 9-15, să rămână acasă în așteptarea unei schimbări foarte, foarte importante, care se întâmplă destul de curând. Adică nu trebuie neapărat să așteptăm ultima zi de prognoză 15. Poate să întâmple pe 9, pe 10 sau pe 11. Toată minunea este să fiți pregătiți în fața unei astfel de schimbări. Pentru că nu știți ce schimbare este. Este foarte importantă totuși. Hai să vedem Gemenii. Gemenii, pentru intervalul 9-15, pot găsi rezolvarea sau răspunsul tuturor problemelor care îi frământă, numai angajând o discuție sinceră cu ceilalți membri ai familiei. Deci, cu alte cuvinte, stimați Gemeni, dacă aveți probleme neelucidate, nerezolvate, dați telefon, faceți o consfătuire de familie, chemați copiii, pe cei apropiați, mă rog, sau dacă sunteți copii, chemați și părinții și rezolvați problemele, punând pe tapet toate problemele sau toate lucrurile care vă interesează și cărora voi le vreți rezolvarea. Am văzut și Gemenii, hai să vedem Racul. Racul, de la începutul anului, primește o veste grozavă. E totuși 9 ianuarie. Veți da lovitura și se va produce un salt rapid și calitativ în existența voastră. Un lucru fantastic de bun. Chiar vă doreați voi, că ați mai avut și pasaje mai puțin plăcute, și sănătate, și bani, și alte lucruri. Acum, saltul rapid, calitativ și semnificativ este în curtea voastră. Puneți mâna și folosiți-l cu încredere. Vedeți la ce să vă așteptați și ne spuneți și nouă. Să vedem și Leu. E, Leu, în intervalul ăsta de care vorbim acum, 9-15, are ori o rună mai neplăcută, mai puțin benefică, care îi sfătuiește să dea dovadă de forță, de putere, de tărie, să fie puternici, rezistenți, pentru că există o săptămână mai puțin plăcută, cu tot felul de lucruri destul de neplăcute, care pot fi pe zona financiară, pe zona amoroasă sau pur și simplu pe sănătate. Deci, să vă dea Dumnezeu putere și tărie să depășiți această săptămână, că este un lucru pasager. Mergem la Fecioară. Uite că Fecioara a tras lozul cel mare, ca să zicem așa. Sunteți niște învingători, Fecioarelor. Dacă din întâmplare ați ales acest simbol, simbolul se numește Vungio,
ați câștigat pe toate planurile. Asta să fiți siguri. Deci, cu alte cuvinte, fecioarele au dat lovitura și de la începutul anului au pus mâna pe Vungio. Să vă fie de folos și cu folos, ca așa se spune la noi, la români. Hai să vedem la balanțe. Balanța primește o veste grozavă. În intervalul 9-15 ianuarie, să fiți pregătiți pentru o suită de schimbări majore și astea în un interval foarte scurt. Deci, pregătire că vin peste voi o suită de schimbări majore. Gândiți-vă că sunt bune, nu neapărat rele, pentru că anul se anunță bun de la începutul anului. Să vedem Scorpionul. Scorpionii, un sfat, și s-ar putea multora să le placă, multora mai puțin. Sunteți pregătiți să vă faceți bagajele? Astele vă anunță o călătorie. Deci, cu alte cuvinte, scorpionilor, strângeți bagajul, săculețul, sacoșe, rucsac, ce aveți voi, luați-vă bani la voi, că plecați într-o călătorie. Asta poate să fie un interval de 3 zile, 5 zile, 7 zile, puteți să faceți și o călătorie pentru un an, 2 sau 3. Depinde fiecare cu ce și-a preconizat. Dar surpriza este mare acum. Călătoria asta vine pe nepregătite. Deci, fiți pregătiți, da? Sau mai bine zis, să aveți bagajele pregătite. Hai să vedem cu Săgetătorul. Săgetătorul primește protecție și siguranță în fața tuturor forțelor malefice care îl înconjoară în univers. Cu alte cuvinte, au o săptămână de protecție totală, intervalul 9-15 ianuarie. Să fie Dumnezeu cu voi, că și Dumnezeu întotdeauna vă ajută, iar voi sunteți recunoscători. Hai să vedem Truditorul. Truditorul, sau mai bine zis Capricornul, în intervalul 9-15 ianuarie, este, să zic, pe post de call center, receptor, mesaje, telefoane, SMS-uri, mail-uri, scrisorele, orice. Este o săptămână în care mesajele trebuiesc recepționate, dar voi aveți un mesaj acolo foarte, foarte, foarte important. Să fiți pregătiți să-l recepționați pe ăla și să-l înțelegeți așa cu, nu știu cum să zic eu, cu discernământ și cu multă lumină în suflet. Mergem și la Vărsători. Vărsătorul trebuie să-și mobilizeze toate forțele pentru a-și consolida de la începutul anului, deci din 9 până în 15, poziția în familie, în societate și la serviciu. Făcând acest lucru și consolidând poziția, veți triumfa. Deci voi sunteți câștigători. Numai că ați cam uitat de voi un pic. Iar acum runa vă anunță că trebuie să treceți la treabă, să depuneți un pic de efort în favoarea voastră. Și peștii primesc din nou o rună care au mai primit-o ulterior. Foarte curând veți afla un adevăr important care vă va marca viața sau o va schimba. Rună cu atenționare în funcție de ceea ce ați făcut voi nativilor din pești. Lucruri bune sau mai puțin bune. Adică e o rună karmică. Ce să vă doresc? Fiecare cu runa care ați primit-o, țineți cont de ea și cei care așteptați să veniți în contact cu schimbări, luați-le că sunt binevenite și vă ajută să progresați. Eu fac schimbarea și spun la revedere, gânduri bune și vă dau întâlnire pentru săptămâna următoare. Până atunci, toate bune și runele să vă ajute să înțelegeți și să rezolvați tot ce aveți voi în plan.